sătura de cei care îți spun cum să te porți cu părinții tăi, ca și cum tu n-ai ști, ca și cum tu n-ai merge la ei în fiecare zi. De fapt, o dată pe săptămână sau o dată pe lună e suficient. Important e că te gândești la ei din când în când, evident. Viața e atât de agitată, viața e atât de complicată. Ai probleme mai mici sau mai mari, iar ei sunt pensionari. Și e firesc să se plictisească, să vrea să te vadă, să vrea să-ți vorbească. Dar ai și tu treaba ta, familia ta, nu-i așa? Și te-ai săturat de toți penibilii care te plictisesc în fiecare zi, cu platitudini și cu truisme, cu viața e scurtă și cu alte prostii pe care le știi. Dar știi ce nu știi? Nu-ți spune nimeni cât doare când pleacă dincolo pe celălalt drum. Nu-ți spune nimeni cât doare, și chiar dacă ți-ar spune, n-ai înțelege oricum. Nu-ți spune nimeni cât doare și n-o să-ți spun nici eu, pentru că nu știu cum. O să fiu doar un alt penibil care îți spune du-te la ai tăi acum. Ai tăi chiar nu vor mult de la tine, eu știu asta foarte bine. Știu de la mama, mama nu voia decât să stau un pic mai mult cu ea. Eu treceam din când în când pe la ea, stăteam o jumătate de oră, cam așa, chiar o oră. Eram un copil bun, acum nu mai sunt decât un alt penibil ca toți penibilii care te plictisesc în fiecare zi, cu platitudini și cu truisme, cu viața e scurtă și cu alte prostii pe care le știi. Dar știi ce nu știi? Nu-ți spune nimeni cât doare când pleacă dincolo pe celălalt drum. Nu-ți spune nimeni cât doare, și chiar dacă ți-ar spune, n-ai înțelege oricum. Nu-ți spune nimeni cât doare și n-o să-ți spun nici eu, pentru că nu știu cum. O să fiu doar un alt penibil care îți spune du-te la ai tăi acum. Dacă-i ai, du-te la ai tăi acum.